Astăzi am discutat perspectivele noastre naționale legate de evoluția crizei din Ucraina și impactul său multidimensional, precum și răspunsul statelor noastre și al organizațiilor din care facem parte. În contextul crizei umanitare provocate de agresiunea armată a Federației Ruse, am evidențiat demersurile complexe ale României în sprijinul celor peste 720.000 de refugiați ucrainieni care au trecut până acum granița în țara noastră. De asemenea, am prezentat rezultatele foarte bune ale activității hub-ului de la Suceava, prin care asistența umanitară internațională este transferată în Ucraina. În plan securitar, am evidențiat că este necesară implementarea rapidă a recentelor decizii adoptate la summitul extraordinar al Alianței, în special crearea grupului de luptă în România. Consolidarea echilibrată pe termen lung a posturii de apărare și descurajarea NATO pe întregul flanc estic, ca reacție la agresiunea Rusiei, trebuie accelerată. Este clar că avem nevoie de o apărare unitară, coerentă și mai puternică pe flancul estic pentru a avea o descurajare mai eficace, în special la Marea Neagră. Totodată, în discuția noastră, am evidențiat că avem nevoie de un nou concept strategic al NATO, care trebuie să reconfirme apărarea colectivă ca sarcină fundamentală prioritară a Alianței și să menționeze explicit că Rusia este principala amenințare la adresa securității NATO. În același timp, este esențial să consolidăm reziliența strategică a noastră, aliaților, precum și pe cea a partenerilor noștri, în special a celor mai vulnerabili, cum sunt Republica Moldova și Georgia. În acest context am subliniat susținerea deplină a României pentru Republica Moldova, pentru parcursul său european și am atras atenția asupra sprijinirii sale ferme și imediate în gestionarea fluxurilor crescute de refugiați cu care această țară se confruntă, alături de multiple alte provocări. Trebuie să asigurăm un sprijin substanțial și coerent pentru Republica Moldova. Președintele Klaus Iohannis, la finalul întrevederii cu premierul Belgiei, aflat în vizită în România despre importanța întăririi flancului de est al NATO și menționarea Rusiei ca pericol constant și persistent la adresa securității în această zonă a lumii. La nivel european și suntem de acord în ceea ce privește eliminarea cât mai rapidă a dependenței energetice de Federația Rusă, precum și nevoia atenuării impactului prețurilor ridicate la energie asupra consumatorilor. Am convenit totodată continuarea dialogului bilateral asupra modalităților de creștere a siguranței în aprovizionarea cu energie a pieței europene, dar și asupra măsurilor de protejare a cetățenilor europeni în contextul volatil al pieței energetice. În planul relațiilor bilaterale, am subliniat interesul comun pentru consolidarea dialogului politic și a cooperării economice și sectoriale și am exprimat apreciere pentru abordarea constructivă a autorităților belgiene în relația cu comunitatea românească, a cărei contribuție la dezvoltarea relațiilor bilaterale și a ambelor state este semnificativă. Închei mulțumindu-i domnului prim-ministru De Croo pentru discuțiile consistente pe care le-am avut în această după-amiază. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Alexander, you have the floor. Yes, well, Mr. Președintele Klaus Iohannis, după cum spuneam, la finalul întrevederii cu premierul belgian, vă reamintesc că la New York au fost atentate la metrou în dreptul stației Brooklyn. Se vorbește despre 13 răniți după acest